Deci primele 5 ediții au fost cu un minus consistent. Țin minte, atunci mi-am ipotecat efectiv casa și am luat un credit de la cunoștințe. Și am și învățat un lucru și l-a contribuit foarte mult la vizibilitatea Târgului de Crăciun. Am redus foarte mult programul cultural al Târgului. Deci bugetul nostru de cheltuieli este undeva pe la 600.000 de lei momentan pe ediție. Prima astfel de evoluție a Târgului, când se va dezvolta în altă parte, va fi să creăm un loc plăcut în care chiar poți să vii odată la câteva zile. Bălcescu, Huiet, Piața Mică și să fie, chiar să poți face un traseu. Îmi cer scuze sibienilor că nu este mai plăcut pentru ei, dar nu știu cât e de amuzant, așa uitându-mă în spate, dar fix în ziua inaugurării să vezi cum arăta distrugerile în acel moment. Pe lista noastră de top este să existe un carnaval. Este cea mai tipică sărbătoare potrivită pentru această perioadă și a făcut un brand, Bătrânul Sas. Și eu a deschis un mic magazin în Piața Cibin. Cred că în câteva luni eram din nou noi în pragul insolvenței. S-a ajuns la Bătrânul Sas. Deci domnul Rot, acela este Bătrânul Sas.